Ne aflăm acum într-o situație, mă rog, la care nu ne-am fi așteptat. E vorba de locul al doilea. A fost, trebuie să știți, cel mai disputat loc din acest clasament. Da, eu paradoxal, locul 2 a fost cel mai important. Și este era cel mai important. Veți vedea până la sfârșit. Nu. Chiar din informațiile de ultimă oră pe care le-am primit de la organizatori, anul acesta la Most Dateable Bloggers, locul al doilea nu se acordă. Eram sigură, pentru că l-am încercat foarte mult. Nu se acordă decât singurei persoane care se putea acorda. E vorba de Ionuț Bunescu. Vă rog să admirați, așa trebuie să arate The Most Dateable Blogger. Este emblema perfectă. Te rog frumos. Am grouscat cât am așteptat locul ăsta, sincer. Logo-ul meu nu are și motto, adică logorea mă iubește, eu și el uneori. O să încerc să vorbesc foarte puțin și sper rar să se și înțeleagă. Se zice că atunci când ești îndrăgostit, ai flutur în stomac. Am băut acum o bere, am niște steluțe roșii în stomac. Sincer, mă așteptam să iau locul 5. Am vorbit cu toți prietenii mei care mă însoțesc, mulțumesc pentru susținere. Așteptam locul 5. Nu neapărat că steluța are 5 colțuri, dar azi fac și 5 luni, că sunt cu prietena mea care m-a susținut foarte mult în această campanie. Dacă ei sunt la locul 2. Și un ultim lucru, eu n-am fost niciodată în Bistrița. Îți mulțumim, Ionuț, bravo, felicitări! Vezi, de asta ne-a luat unul, că ne-a locul al doilea.